Prin ajutorul Domnului, continuăm să studiem din Cartea Sfântă, privind la perioada post-exilică. Astăzi, în lecția a patra, vom observa oameni lipsiți de pasiuni sfinte. Aceasta, în primul rând, ca noi să evităm o asemenea stare, care nu numai că nu este plăcută Domnului, dar este și pedepsită de Domnul. Vom observa că neparticiparea sau executarea lucrărilor sfinte într-un mod formal sau cu motivații vinovate dovedește o inimă fără dragoste de cele sfinte, o lipsă de râvnă sfânt. Dumnezeu este văzut în Scripturi ca unul care tot ceea ce face face cu o pasiune pentru un plan etern. Și toți cei care primesc Duhul Lui sunt marcați de această râvnă. Cum spune Scriptura despre proroși, că ei căutau să vadă în ce vreme, în ce împrejurări. Sau dacă vreți, într-o altă ordine de idei, odată omul alungat din rai, trebuie să aibă un dor pentru întoarcerea acasă, pentru Dumnezeu. Să ne amintim de Esau, omul care, deși prin părinții săi a beneficiat de mari făgăduințe, este prezentat în Scriptură ca unul care n-a avut dorință pentru Dumnezeu. N-a văzut valoare în dreptul de întâi născut, nu este prezentat sub nicio formă atras de Dumnezeu sau el în căutare de Dumnezeu. În tot ceea ce a făcut, el nu a dorit decât lucrurile pe care și le dorește un om care se gândește doar la viața aceasta. Poate că a avut el regrete, dar oricum au fost târzii, dar viața lui a fost caracterizată în general de lipsa dragostei de Dumnezeu. Să citim și din cartea profetului Isaia, capitolul 9, unde este scris despre Dumnezeu și nu numai, despre toți cei ce sunt prinși împreună cu el la această lucrare a împărăției. 9:7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râfna Domnului oștirilor. În aceeași carte a profetului Isaia, citim în capitolul 37, de la versetul 31, despre un moment anterior celor studiate de noi, când din nou poporul a fost decimat. În vremea lui Ezechia, cele 10 seminții din nord au fost duse în robie și Dumnezeu avea în plan să-și continue cauza, să refacă poporul, exact ca și în perioada de după robie. Dar asta nu se putea face fără râvnă. Isaia 37:31. Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămânea iarăși va prinde rădăcini de dedesubt și va aduce rod deasupra, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei izbăviți. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci din o stare distrusă în urma pedepsei, Dumnezeu, datorită râvnei lui pentru cauza sfântă, a refăcut poporul. Însă această lucrare nu se putea face decât împreună cu cei care erau marcați de aceeași râvnă, de aceeași dragoste pentru cauza sfântă. Vom observa lecția de astăzi că nu toți au avut în perioada aceea și nici când în istorie fost oameni care nu au avut pasiuni sfinte. Știți și textul din Noul Testament care în echipamentul creștinului prezintă și încălțămintea râvnei Evangheliei, a face totul cu pasiune. Evreii despre care noi vom vorbi aici n-au fost pasionați nici de refacerea națiunii, de rezidirea cetății, de reconstruirea templului, indiferență. Au fost ca cei din pilda celor poftiți la cină. Unul a spus că are 5 perechi de boi pe care i-a cumpărat, altul un ogor, unul altul tocmai se căsătorise. Vom vedea că sunt cam aceleași motive, cele de aici cu cele din pildă și cele din realitatea cotidiană. Și așa a fost întotdeauna. Să ne amintim de cântarea Deborei, judecător capitolul 5, când ea spunea, în vremea mea,
că pe tineri erau fără putere. Unii erau lângă turme, alții se odihneau pe limanul mării, însă au fost unii care au înfruntat moartea pe înălțim, însă au fost biruitori. Domnul să ne cerceteze cu râvnă sfântă. Știți povestea unui frate rămas în istoria noastră pentecostală, s-a întors și le-a spus celor din biserica locală că i-a vorbit Domnul că are râvnă, dar n-are înțelepciune. Și ei s-au apucat de râs. Într-adevăr, era o lipsă, mare lipsă, de la care el le spune, zice, vedeți, de ce trebuie să o fac eu așa, fără multă pricepere, că voi n-aveți nici râvnă, nici pricepere. Dumnezeu vrea să ne dea pasiuni sfinte, dar să ne îmbogățească cu înțelepciunea sa. Amin. Să luăm trei exemple. 1. Evreii care au amânat reconstrucția templului. Citim despre ei în cartea Hagai, capitolul 1, de la versetul 1. În anul al doilea împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai, versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Versetul 4. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Versetul 8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Finalul versetului 9. Casa mea stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Ei nu erau leneși. Pentru ei munceau. Dar nu aveau pasiuni pentru casa Domnului. Nu sunt și în vremea noastră oameni foarte harnici, care știu să-și organizeze bine timpul. Problema e că în timpul lor nu-i prins și orarul casei Domnului. Ce diferență între acești evrei și regele David, care a avut o unică și primordială dorință după ce Domnul i-a dat izbândă și n-am avut războaie, să zidească o casă, un templu pentru Domnul. Și lui Natan i s-a părut ideea asta bună. Știți că Domnul i-a vorbit că nu el va face lucrarea aceasta, ci fiul său. Situație în care putea să spună David, am înțeles. Și să-i lase în testament la telefon, la Solomon, un scris. Vezi că tu ești rânduit să construiești casa Domnului. Așa a făcut David. A pregătit materiale. Le-a vorbit tuturor despre lucrarea aceasta. I-a motivat. Să citim numai câteva versete despre David. Cartea 1 Cronici, capitolul 22. Versetul 14. Iată, prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. Versetul 19. Un cuvânt către conducători. Puneți-vă cu inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și zidiți sfântul locaș al Domnului Dumnezeu ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită numelui Domnului. Capitolul 28. Fără să mai citim, observați numai de la versetul 11, David, subtitlul David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru templu. Dumnezeu i-a dat lui David toate proiectele. Și apoi în capitolul 29 citim de la versetul 2. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu și enumeră materialele. Dar puteți să spună, nu, eu trebuie să o fac. Dar de ce a depus atâta efort? La bătrâneți, nu avea războaie, putea să odihnească. Versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu și ea reprezintă materialele. Deci David a avut o pasiune de nestăvilit pentru cauza sfântă. De aceea s-a și luptat în războaie, de aceea apoi când n-am avut războaie, a vrut să ridice un templu. Dar acești evrei nu l-au moștenit pe strămoșul lor David în pasiunile sfinte.
Ei puteau să se scuze, spunând, nu există aprobări, oamenii sunt împotrivitori. Dar înțelege din cuvântul profetic rostit de Domnul prin Hagai că era problemă în inima lor. Să ne ferească Domnul de o astfel de apatie, care este păcătoasă, vinovată înaintea Domnului. O altă categorie de oameni fără pasiuni sfinte din vremea aceea. O parte din preoți și leviți, care n-au împlinit slujbele potrivit și scrise în legea Domnului. Citim despre ei în Neemia, capitolul 13. Nu că n-au participat. Ei trăiau de altfel din slujbele acestea. Dar n-au avut pasiune. N-au organizat lucrurile bine. În așa fel încât unii dintre ei nici n-au mai putut să rămână la templu, fiind nevoie să-și întrețină familie. Neemia 13, citim de la versetul 4. Preotul Eliashib, care le-a pus peste cămările casei Domnului Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zecioala din grâu, din mus și din undelemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușier și darurile ridicate pentru preoți. Versetul 8. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Deci în loc să fie acele spații aferente locașului de închinare, unde să fie depozitate bunurile din care se întrețineau cei ce slujeau, în loc să le folosească leviții, el le-a închiriat pentru niște prieteni și rude ale lui. Versetul 10. Când am auzit de asemenea că părțile leviților lui se deduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba, fugiseră fiecare în ținutul lui. Eu nu știu câtă vină a căzut pe marele preot Eliashib și dacă au avut sau nu și vină leviții care au fugit. Posibil. Dar este foarte evident că slujbele sfinte au fost abandonate. Fie că n-au fost făcute de calitate, fie că unii nu le-au mai făcut deloc. Pe acest fundal și pasiunea poporului pentru slujbele sfinte s-a pierdut. Cei din popor practicau închinare lipsită de valoare și respect față de Domn. Citim pentru asta în cartea Maleahi, capitolul 1 și apoi în capitolul 3. Oameni care nu dau valoare slujirii sfinte. Chiar dacă o fac, o fac doar așa. Să fie făcut. Și nu cu regularitate. Maleahi, capitolul 1, citim de la versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită, o arbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține-l seama de ea, zice Domnul oștirilor. Versetul 12. Dar voi pângăriți numele meu prin faptul că ziceți, masa Domnului este despurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor. Și aduceți ce este furat, șchiop sau beteac, iată darul de mâncare pe care mi le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Și răspunsul categoric este în versetul 14. Nu! Ba mai mult, numai că nu le primea. A rostit o sentință. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juriește și jerfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Deci să ne întrebăm când facem slujbă, o facem cu pasiune, o facem ca pentru Domnul, o facem de calitate sau să fie făcut. Lasă, treacă, meargă.
De exemplu, se face o colectă pentru o anumită lucrare. Ne înțelegem la nivel de familie? Sau ne rugăm cu sinceritate, Doamne, în ce măsură trebuie să ne implicăm din puterile noastre în această lucrare? Se face apel pentru cântăreți la cor sau tinerii sunt chemați la un anumit grup sau o lucrare de natură materială și așa mai departe. Ba mai mult, închinarea care o facem acasă. Câtă valoare dăm unei slujbe de acasă? Dacă reușim să ne rezervăm timpul necesar, dacă ne raportăm întotdeauna la Domnul cu respect, dacă facem tot ceea ce facem, conștienți că Dumnezeu ne vede. De exemplu, când vezi câte o soră că la rugăciune așa împreună cu alții, cum e implicată pe la bucătărie, își pune un șervețel pe cap. Sau, ca să nu dau un exemplu numai pentru surori, vezi un bărbat așa, în pantaloni scurți, cu un maieu sau poate și fără, se pune să se roage. Și multe alte aspecte care trebuie să înțelegem că ceea ce facem pentru Domnul trebuie făcut așa cum a făcut Abel, cel care a fost primul înscris pe lista sigură a mântuiților. A adus un dar din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor, că și Dumnezeu a dat pentru noi ce a avut mai scump și are păstrat pentru noi în eternitate să ne dea tot ceea ce are El, pentru că vom fi ca El și vom fi împreună cu El. Asta înseamnă că nu va avea lucruri de la care să ne reținem și să nu ne le poată împărtăși. Iată ce citim și din capitolul 3, de la versetul 7. Ostispita care v-am spus a plecat de la preoți, leviți și a cuprins o parte din popor. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Deci nici nu recunoșteau. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Și din nou rostește acel cuvânt pe care l-am întâlnit în capitolul 1, blestem. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Pentru că de aceea leviții fuseră nevoiți să fugă. Nu mai aveau cum și cu ce să trăiască acolo. O a treia categorie de oameni lipsiți de pasiuni sfinte, de fapt sunt parte tot din cei din a doua categorie, dar sub o altă ipostază. Slujitorii templului, dregători și alți evrei care colaborau cu dușmanii cauzei sfinte. Acei dușmani de frunte, Sambalat, Tobia, Geshem, au putut să facă rău pentru că erau unii din Israel legați de ei. Mai mult, evreii care s-au unit cu femei din poporile străine, femei care nu credeau în Dumnezeul evreilor, care își învățau copiilor altă limbă, a lor de origine, nu limba evrească. Și cu siguranță că nu învățau nici legea evreilor. Oamenii aceștia care s-au putut asocia cu alte popoare, fie conducătorii s-au unit cu alți conducători, poporul de rând, cu alții din popoarele din prejur, cu oameni de rând, se făceau vinovați prin lipsă de pasiune sfântă. De exemplu, un băiat din adunare când discută cu o fată din lume, ce va discuta cu fata aceea? Vor studia versete din proverbe? Vor recita psalmi? Un astfel de băiat este lipsit de pasiuni sfinte, de aceea și permite o asemenea relație. Un lider de biserică care are o prietenie apropiată cu unul de afară, de asemenea, când se întâlnește la o cafea sau știu eu, în alte împrejurări, va putea să-i prezinte adevărul din Scriptură? Nu, vor discuta. De la spor la politică și alte aspecte de ordin pământesc, sau mai exact spus, păcătos. Să citim din cartea Nemia despre
evreii care au căzut la ispita orientării spre cei de afară, fiind atrași de alte activități, nu de cele sfinte în primul rând. Neemia 6, citim de la versetul 10. M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel. El se închisese și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușurile templului, că-și vin să te omoare. Și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Vedeți, prorocii ăștia evrei cad în aceeași tacmă și categorie cu cei de afară, care cei de afară se împotriveau fățiși cauzei sfinte, ceilalți doar care au lipsit de pasiune pentru cauza sfântă. Și făceau un serviciu pentru cei de afară, în fond pentru diavolul. Citim tot aici de la versetul 17. În vremea aceea erau unii din fruntașii din Iudeea, care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el, căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era jine lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și spuneau cuvintele mele, Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Ce inimă aveau evreii aceia, făcând astfel de servicii pentru dușmanii poporului evreu? Citim tot în cartea Neemia, capitolul 13, de la versetul 23. Despre poporul de rând, bărbați lipsiți de pasiuni sfinte. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Știți că nu de mult am studiat despre aceste neamuri. Ce idole aveau, ce popoare păcătoase. Jumătate în fiilor vorbeau limba zodiadă și nu știau să vorbească limba evrească, nu cunoșteau decât limba cutării sau cutării popor. I-am mustrat și am blestemat și pe aceștia. Erau vinovați. Le dă ca exemplu pe Solomon, care a căzut în aceeași pildă de neascultare. Versetul 27. Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiți o astfel de nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine. Unul din fiii lui Iodaia, fiul marului preot Eliashib, era jinul lui Sambalat, horonitul, l-am izgonit de la mine. Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. I-am curățit de orice străin și am pus în îndoială tot ce trebuia să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui. Deci acești evrei au comis păcatul înaintașilor lor, care au comis adulter spiritual. S-au făcut vinovați de ceea ce citim și în cartea a doua împăraților, capitolul 17, motive pentru care Dumnezeu i-a dus în robie. De aceea Ezra și Neemia și alți credincioși au zis, Doamne, să comitem iarăși păcatele părinților noștri, nu pentru aceasta am ajuns noi în robie, acum Tu ne-ai izbăvit și noi să repetăm aceleași păcate. Doi împărați, 17, citesc de la versetul 8. Au urmat obiceiurile neamurilor. De ce? N-aveau pasiuni sfinte. Obiceiurile neamuri, observați și în vremea noastră, sărbători, fel și fel de zile. Observați, de exemplu, cât de mult țin oamenii în vremea noastră la o zi onomastică. De la copii, de la școală, până la locul de muncă sau în alte împrejurări. Zici că e bătută în cui, scrisă pe cer. Dar dacă e vorba de o activitate sfântă, s-ar putea să iau spame, nu m-am pregătit, n-am băgat seamă. Lipsiți de pasiuni sfinte. Dacă vin anumite sărbători de peste an, naționale sau cu caracter religios, sunt trup și suflet oameni. Sport sau alte activități. Pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni și iubirea dovedește, pasiunea arată cui slujește, Domnului sau nu. Citesc tot aici de la versetul 16. Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor
și-au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerului și au slujit lui Baal. Observați că n-au putut să nu slujească nimănui. Să fie doar lipsiți de pasiuni. Astfel de oameni nu există. Toți oamenii au pasiuni. Numai că unii au pasiuni sfinte și alții au pasiuni profane. Când au abandonat pe Domnul, s-au lipit de Baal și de alte slujiri idolatre. Versetul 19. Domnul le spusese să nu se ia după obiceiuri rânduite de Israel. Versetul 20. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel. De ce? Nu-l mai voiau. Și Domnul i-a abandonat și el. Doamne, păzește-ne de astfel de rătăciri. Pentru că totul pleacă de la ceea ce îți place. Cine nu iubește pe Domnul, cine nu are dorințe sfinte, ca Esau sau ca evrei aceștia care am vorbit, fie ei lideri sau oameni din popor, n-au nicio șansă să rămână să fie a Domnului. Să observăm câteva cauze și efecte ale acestor stări. Ce se întâmplă cu acești oameni? De ce sunt lipsiți de pasiuni sfinte? Poate ați întâlnit oameni care spun, n-am atracție, nu mă pasionează. Fiind vorba de Scriptură, de adevărurile sfinte. În primul rând, preocuparea materialistă pentru sine și pentru familie a oamenilor întunecă orizontul spiritual. Așa s-a întâmplat aici cu evreii. Dumnezeu le-a permis să se întoarcă în țară și de acum, nu știu dacă s-au întors fiecare după moșia lui veche sau au făcut o nouă împărțire funciară. Dar avea ocazia să-și facă fiecare casă, așa cum am citit în Hagai capitolul 1, le căptușeau, s-au apucat de sădit, agricultură, era o vreme agrară, atunci e drept. Și pe acest fond al preocupării materialiste, n-au mai avut pasiuni sfinte. Ne întoarcem la profeții mici, Hagai, și apoi vom citi și din Amos, Hagai 1 cu 4. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case cătușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Probabil începuseră construcția, știți, cu câțiva ani înainte și acea fundație era în ruină. Versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. Deci din expresia vă așteptați la mult, eu înțeleg că s-au dat pe agricultură, în mod serios. L-ați adus acasă, dar el l-a însuflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Trebuie să alergăm pentru casa noastră. Cine n-are grijă de a lui, s-a lepădat de credință. Dar cât să alergăm pentru casă și cât pentru casa Domnului? Ispita asta au avut-o evreii și înainte. Și Dumnezeu i-a amenințat și le-a spus, toate casele astea vor fi demolate. Să citim din cartea prorocului Amos. Capitolul 2, de la versetul 6. Vinovăția Israelului, materialismul. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4, nu schimb hotărârea. Pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani, deci cel neprihănit nu avea nicio valoare în ochii lor, și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Iată vinovăția lor. Citim tot din Amos, capitolul 3, versetul 15, unde Domnul îi amenință pe acești evrei materialiști, voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de filde se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Și n-a mai durat mult și așa s-a întâmplat. Întoarcem pagina, capitolul 5, de la versetul 9. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea lor vine peste cetățui. Ei urăsc pe cel ce mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați darul de grâu de la el măcar că a zidit casă de piatră cioplită,
nu le veți locui, măcar că a sădit vii foarte bune, nu veți bea din rodul lor. Căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. Și ispita asta s-a repetat. Și întreb eu, nu se mai repetă și în vremea noastră? Libertate, prosperitate. Da, e normal să muncim, dar e foarte înțelept să știm când trebuie să ne dăruim pentru casa Domnului. Pasiunile sfinte sunt purtătoare de binecuvântare. Numai munca, chiar dacă pe moment poate să permită acumulare de bunuri, în timp nu este binecuvântare. O a doua cauză a lipsei de pasiuni sfinte. Relațiile de rudenie și de prietenie cu cei răi se impun peste cerințele sfinte. Căsătoriile mixte, prieteniile cu cei de afară, sunt întotdeauna o dovadă puternică a orientării spirituale, superioară și cele aferente unei prietenii, mă refer la relația de familie, și aceasta fiind adesea determinantă. Deci, atenție la prieteni, dar mai mult la felul în care se căsătoresc cei tineri. O căsătorie cu un om lipsit de pasiuni sfinte îți stinge în mare măsură și ție acele pasiuni. O prietenie cu cei de afară îți va oferi alte atracții și vei fi încet, încet, tot mai dezinteresat de lucrurile sfinte. Așa se face că oamenii nu mai participă la slujbe sau chiar absentează de la adunare. În timpul liber nu mai sunt atrași de activități spirituale, ci își caută alte plăceri. Dar, repet, de acestea se fac vinovate mai întâi relațiile de familie. Oare de ce s-a încuscrit Nemia cu... preotul Eliashib, mă refeream la cele scrise în cartea Nemia, mă întorc la capitolul 13. Întreb asta pentru că în vremea aceea părinții aveau un cuvânt mai greu de spus în ce privește căsătoria copiilor lor. Am citit din 13 cu 28. Unul din fiii lui, Iodaia, fiul marului preot Eliashib, era jinul lui Sambalat. Deci erau rudenii apropiat, marele preot cu dușman. Cu Tobia, probabil că erau prieteni. Scrie aici în 13 cu 4, înainte de aceasta, preotul Eliashib, care a pus peste cămările casei Domnului nostru și rudă cu Tobia. Pentru că întotdeauna prieteniile duc la rudenie. N-a fost așa și cu bietul Samson? Da. Prietenii lui filisteni l-au condus la prietenii cu o filisteancă, sau chiar cu mai multe, și iată cum rudă cu Tobia, rudă cu Sambalat, prieteni cu alții. Și atunci cei din popor te mai mir că se încuscriseră și ei cu alții din poporile străine? Și toate acestea au determinat deslipirea slujitorilor și apoi a poporului de casa Domnului sau o stare formalistă. Avea și Tobia un interes acolo, dar nu un interes sfânt. Să ne amintim de cuvintele Domnului care a spus, citesc din Matei capitolul 10, asta valabil pentru noi. De la versetul 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Ce înseamnă asta? Să provocăm războaie? Nu. În acest context vrea să spună că vor fi rupte niște relații. Adică noi vom avea pasiuni sfinte și unii din familie sau dintre prieteni vor fi nemulțumiți. Iată ce scrie în continuare. Căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fică de mamă sa,
și pe noră de soacră. Spun asta pentru unii care ar putea să se scuze, vezi, dacă relațiile de familie sunt foarte puternice, eu sunt îndreptățit să lipsesc și să nu particip la activități sfinte, că ceilalți din familie sunt împotrivă. Uite ce a spus Domnul, a venit să despart în cadrul familiei. Unii vor avea pasiuni sfinte, alții le vor fi total împotrivă. Versetul 36, și omul va avea ca vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. De la ce? De la plăcerile care le au diferite. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Aici este crucea noastră. În a fi separați de lume. Înțelegem asta? Pasiunile sfinte vor face ca să fim separați de toți ceilalți care nu au această înclinație spre Domnul, spre cele de sus. E și normal, noi suntem atrași de cele de sus, ceilalți sunt magnetizați de cele de jos. O a treia explicație, de ce acești oameni sunt influențați și ajung în astfel de relații? Pentru că nu caută pe Domnul din toată inima lor, nu înțeleg acest principiu sfânt. Dumnezeu ne vrea cu toată inima, cu toată puterea, să slujim cu toată ființa noastră. Și dacă nu înțelegem așa și vom merge cu stări bivalente și pentru Domnul, și pentru lucrurile păcătoase, va fi ca și cu vacile lui Faraon, cele slabe vor mânca pe cele grase și tot nu se îngrașă, dar cele grase nu mai sunt. Pentru că cele firești vor înghiți pe cele duhovnicești. Iată ce citim în privința aceasta din cartea profetului Zaharia, contemporan cu oamenii de care vorbim, capitolul 7. Întrebările pe care le ridic aici sunt relevante pentru acest aspect. Citim de la versetul 3. Au trimis să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Când cineva pune astfel de întrebare, ar vrea să nu o mai facă, e plictisit. Versetul 5. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Cu alte cuvinte, cum scrie și în Psalmul 50, ce, Dumnezeu are nevoie de ofrandele noastre, e foame? Este în interesul nostru să nu uităm de Dumnezeu. Citim mai departe aici, versetul 11, ei n-au vrut să ia aminte și-au întors spatele și-au stupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spusese Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de mânie. Când chema El, ei n-au vrut să asculte, indiferență. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Deci să nu ne justificăm, așa cum am citit și despre întrebările din Maleahi. Cu ce te-am spurcat noi? Cu ce te-am nedreptățit? Cu ce te-am înșelat? Pentru că oamenii care nu caută din toată inima pe Domnul, care nu-i văd minunile, pentru că nu sunt atenți, ajung să nu înțeleagă, să disprețuiască. Întoarcem la Maleahi capitolul 1, citim de la versetul 2. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Dacă ar fi să ne spuneți și nouă, Domnul, un asemenea cuvânt, n-am putea să recunoaștem că ne-ai iubit? Da, dar sunt situații, chiar zilele astea unii oameni m-au abordat spunându-mi, nu mai văd mâna Domnului, îmi pare că nu mă ascultă, că nu mă ajută. Sunt 7 străine. Pentru cei care nu știu să se lepească de Domnul cu toată inima. Dacă am fi atenți, am vedea în fiecare zi minunile Domnului. În sănătate, în viața noastră, în mântuire. Cum spune Romani 1, dacă te uiți cu băgare de seamă și în natură, rămâi uimit și îl slăvești pe Dumnezeu. Scrie mai departe aici, făcând comparația între Iacov și Esau. V-am spus, Esau, dându-vi exemplu de la început, a fost omul lipsit de pasiuni sfinte și Dumnezeu nu l-a păstrat pentru sine. Versetul
5, dacă vor fi atenți, veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarul lui Israel, prin felul și faptul cum l-a îndepărtat pe Esau și cum i-a ajutat pe ei. Am vorbit despre moabiți, despre amoniți. Dumnezeu i-a desființat ca și entități naționale și pe evrei i-a păstrat, i-a adus înapoi și ei nu vedeau mâna Domnului în privința aceasta. De ce nu o vedeau? De ce nu era, cum scrie în Psalmul 107 în mod repetat, o, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru îndurările Lui, pentru că i-a izbăvit, a lucrat pentru ei, le-a dat hrană. Cred că lipsa unei inimi dedicate total pentru Domnul explică aceste stări. Așa cum vă citesc din Proverbe 28, versetul 5. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept. Și apare inclinația spre păcat. Și într-o dată se întunecă minte. Cum scrie și Romanul 1, s-au dat la gândiri deșarte și inima s-a întunecat. Dar partea a doua a versetului spune așa. Dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Doamne, ajută-ne să te căutăm cu toată inima. Nu veți găsi nicăieri în Scriptură vreo evidență ca cineva să-L fi dorit pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu se lase descoperit. Că Dumnezeu e atât de bun și se descoperă și unora care nu întreabă de El, asta e scris. Dar ca cineva să-L caute cu toată inima și să nu-L găsească, asta nu se poate. Așadar, să ne dăruim în întregime Domnului și să fim, așa cum am cântat la un moment dat în seara asta, cu dorința, o crește-mi iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-o ruga. Iată și o altă explicație. După ce se comit primele greșeli, apar greșeli de efect, în lanț. Oamenii lipsiți de pasiuni sfinte, care au fost atrași de rudenii, de prietenii, de materialism, chiar dacă slujesc, ei caută la fața omului și din slujitori adevărați ai Domnului ajung slujitorii oamenilor. Și asta este marea pacoste a slujitorilor. Iată ce citim în Maleahi capitolul 2 despre slujitorii din vremea aceea. Dar asta nu e numai pentru slujitori, poate să fie pentru oricare. Atunci când sunteți întrebați, când dați un răspuns, când vă spuneți părerea sau învățați pe cineva, fiecare dintre noi este un fel de slujitor. Dar în primul rând, asta îi privește pe slujitor, Maleahi 2 cu 1. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți spune inima, vedeți, de la inimă pleacă. Să dați slavă numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestem. Ați văzut în această seară de câte ori am citit despre blestem. Și voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Dar cum mai slujeau? Citim mai departe. Versetul 8 și 9. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul levii, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Nu mai aveau putere să spun adevărul. Dumnezeu le dă ca exemplu aici slujitorii inițiali, să ne amintim de un Fineas și alți credincioși, preoți, leviți, care așa cum scrie aici în versetul 7, au păzit știința, au fost ca un sol al Domnului oștirilor. Dar oamenii aceștia au pângărit legământul, cum scrie în continuare de la versetul 10, pentru că nu-și puteau permite să vorbească orice, să nu strice relațiile cu Sambalat, cu Tobia, cu alții. Și uite așa, trăiau toți. Nemai ținându-se cont de adevărurile sfinte, care sunt un imperativ permanent. În privința asta scrie Apostolul Pavel în Noul Testament, citesc din Galateni, capitolul 1, despre evrei căzuți în aceeași pildă de neascultare, cum zice Scriptura. Galateni 1 cu 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu?
Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Să nu confundăm ideea că noi suntem chemați să slujim oamenilor cu starea de a fi influențați de oameni când le slujim și a nu sluji după voia Domnului, după adevăr. Același Pavel, în aceeași idee, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 4. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haine lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Să ridice Dumnezeu astfel de bărbați cu coloană vertebrală, dar să dea Dumnezeu harul tot poporul să poată spune adevărul cu blândețe, că degeaba predicatorul spune la un tânăr sau la o tânără, nu fi prieten cu cei de afară, vreau să te căsătorești cu ei și te vei îndepărta de cele sfinte. Dacă un altul, poate tot tânăr, că e mai aproape de inima lor, să-i spună, vezi de treabă și eu sunt prieten foarte apropiat, colegii, mai ieșim seara, știu eu, și nu se întâmplă nimic. Te faci vinovat de sângele fratelui tău. La fel pentru părinți și pentru toți. Să spunem oamenilor cu așa sinceritate și iubire pentru adevăr, ca și cum ar fi Dumnezeu de față și cuvântul nostru ar fi exact o foaie de pe care citim, care ne-a căzut din cer, de la Domnul, ca să nu îi rătăcim pe oameni. Pentru că e foarte puternică influența asta, cum să-l jignesc, e prietenul meu, dar poate să supără. Dar când mergem la medic, așa e că ne doare, așa e că acceptăm și ceea ce nu ne place. Pentru sănătatea noastră. Atunci pentru sănătatea spirituală nu se impune cu atât mai mult? Ajungi la medic și medicul spune, nu mai ai voie să consumi acest aliment. Și să zicem că ești prieten cu medicul și tu spui, de asta a fost specialitatea casei mele. Asta mi-a plăcut dintotdeauna. Și să spun, asta nu mai mănânci. Ai putea să interpretezi, poftim, ce are medicul ăsta cu mine? De ce? Să te duci acasă să spui la soție, dragă, de acum nu mai faci tort cu frișcă. Dar dragă, dar eu fiecare dată ți-am făcut. Ce are doctorul să amestece în casa noastră? Și așa pun unui problema, cam așa ar suna. De ce Dumnezeu nu este de acord cu asta? De ce e Dumnezeu împotrivă? Dragii mei, Dumnezeu știe că diavolul vrea să ne înșele. Și vrea să transmitem adevărul curat, în a rămânea ferm, așa cum bine ar fi fost dacă ar fi rămas Eva, când a zis să nu gustăm și nici să nu-l atingem. Da, s-a înduplecat și Adam a cedat și el, nu știm ce a fost în mintea lui, dar așa se întâmplă atunci când, așa cum spunea Domnul Ioan 5, iudeilor, știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu și căutați slava care vine de la oameni. Cine vrea slavă de la oameni, vorbește ținând cont de fața omului, dar în urmă, știți ce le-a spus Dumnezeu aici în Maleahii 2? A zis, vă voi arunca în față balega vitelor care le jerfiți, pentru că sunteți blestemați. Oamenii pe care îi tolerezi și pe care nu îi îndrepți pe calea cea bună la gândul să nu îi jignești, aș îndrăzni să spun că oamenii ăștia la ziua judecății de apoi ar fi primii care te-ar condamna să spună, pentru că nu mi-ai spus adevărul. Ai vrut să nu mă jignești și nu ți-a păsat că mor? Vedeți? Așa merg influențele și toți ne depărtăm de pasiuni sfinte. Și în ultimul rând, dragii mei, rog să observați ca și un efect general, oamenii care nu participă cu adevărat la activitățile sfinte, care n-au pasiuni sfinte, sunt lipsiți de binecuvântările Domnului. În cartea profetului Zaharia scrie în capitolul 14 cu perspectivă oamenii care nu se vor sui la sărbătoarea corturilor. Părerea mea că a vorbit simbolic pe înțelesul evreilor, nu că Dumnezeu va reașeza aceste sărbători. Dar putem să înțelegem de aici că, așa cum scrie și în Maleahii capitolul 3, dacă nu aduceau zeciuieli, le-a spus, sunteți blestemați. Dacă le aduceți, voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Pentru că vreau să înțelegem că atunci când Dumnezeu a poruncit odihna cifrei a șaptea, odihnă în a șaptea zi, odihnă în a șaptele an, odihnă la după șapte ori șapte, la 50-lea an, anul de veselie, el s-a angajat să le dea în anul anterior sau în ziua anterioară porție dublă. Până într-acolo când le-a spus că în anul al nouălea, când culejau roadele din ceea ce semănau în anul al optălea, până acolo s-ar fi întins binecuvântarea care Domnul le dădea în anul anterior celui care trebuia pământul să se odihnească. Deci, când ne dăruim pentru casa Domnului, nu pierdem nici material, și asta ar fi o mare păcăleală, să credem că trebuie să ne preocupăm material și de aceea nu avem noi timp pentru lucrurile sfinte. Nu pierdem, câștigăm. Nu pierdem relații când nu ținem cont de influențele oamenilor. Dimpotrivă, oamenii când vor fi cercetați ne vor da dreptate și se vor bucura ca și un pacient care va mulțumi medicului pentru că a fost foarte categoric cu el ca să îi fie salvată sănătatea. Așadar, încheiem, dar să nu uităm, oamenii care părăsesc casa Domnului sunt pedepsiți cu abandonarea de către Domnul, cum este scris în salutul bisericii noastre, 2 Cronici 15:2. Dacă îl căutați, îl veți găsi, dacă îl părăsiți și el vă va părăsi, dar rețineți, chiar dacă unii nu părăsesc casa Domnului în mod vizibil, dar slujesc fără inimă, fără sfințire, fac o slujbă spre o sândă, stare care e mai vinovată decât cea a celor care părăsesc casa Domnului. Aceștia care vin, dar sunt cu inima în altă parte, stârnesc gelozia Domnului. Este acea imagine de diferență între femeia care s-a dus de la bărbat sau alta care stă în casă cu bărbatul, dar trăiește cu un alt bărbat. Asta le spunea Nemia 13:11. Pentru ce a fost părăsită casa Domnului? Dar n-a fost părăsită de tot. Doar și Tobia venea acolo, că avea o magazie. Da, dar au fost părăsite slujbele sfinte. Asta e ceea ce scrie în Isaia, capitolul 1, când Dumnezeu le vorbește, citim de la versetul 10. Ia minte legea Dumnezeului nostru, poporul al Gomorei, căpetenii ale Sodomei, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Versetul 12. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Urăs lunile voastre cele noi și praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Dumnezeu este sfânt. Și Noul Testament spunea, Domnul Matei 7:21-23, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, noi am făcut. Cu inimă? Cu sfințire? Cu pasiune? Nu, fără de lege. Am ținut cont de materialism, de oameni, de prieteni, de slavă. Depărtați-vă de la mine, nu vă cunosc. Așadar, dragii mei, să nu uităm, indiferența față de Domnul e foarte vinovată, dar rețineți într-o ultimă idee, indiferența față de Domnul, sau altfel spus, diferența dintre cei ce au slujit cu adevărat și cei ce au slujit formal, se va vedea în ziua aceea. Dumnezeu i-a lăsat. Dar cu asta se încheie Vechiul Testament, anunțat Domnul prin Maleahi. O avertizare pentru ei și-a rămas înscrisă pe paginile Bibliei și pentru noi. Maleahi 3:14. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă am păzit poruncii lui și am umblat triști înaintea Domnului știrilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răle merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu, cum? Provocându-L prin lipsa lor de pasiune și de adevăr și scap. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta, a ascultat și o carte de aducere a mintei a fost scrisă înaintea Lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, vor fi o comoară deosebită. Când? În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Dar cel ce nu slujește de aici era cel ce slujea, dar slujea fără inimă, cu dispreț, oricum. Și în capitolul 4 vorbește din nou de ziua aceea care va arde, va distruge rău până în rădăcină, și se va vedea pentru totdeauna diferența clară
dintre cei ce au fost adevărați slujitori și cei ce au slujit formal, doar pentru slavă, doar pentru un câștig. Oamenii aceștia vor împărtăși în final o soartă mai grea decât cei de afară, care l-au părăsit fățiși pe Domnul. Domnul să aprindă în noi flacăra sfântă și să ne dea aceste pasiuni care trebuie să ne însoțească pentru toată eternitatea, așa cum scrie în finalul Scripturii, Apocalipsa 22, robii lui îi vor sluji. Amin.